tot e așa de felin vă urez un călduros, bine ați venit. Mă numesc Florin Astăzi și sunt director de produs la Kepler Unico. Începem astăzi cea de-a doua zi dedicată produselor Atlassian. Salutăm sprijinul Atlassian în organizarea și promovarea și participarea la acest eveniment. Agenda zilei cuprinde următoarele puncte. Prezentarea companiilor gazdă Kepler Unico și cu Atlassian. Secretele echipelor performante de software și uneltele folosite de acestea. Veți afla de asemenea cum puteți fi agil utilizând Jira Software. Veți afla și care sunt cele mai grozave plugin-uri pentru Jira. Și de asemenea cum veți putea folosi portofoliul Jira la nivelul întregii companii. Din punct de vedere organizatoric, programul este împărțit în 4 secțiuni, cu 2 pauze de cafea și o pauză de prânz. Aveți programul pe spatele legitimației fiecăruia. În încheierea zilei îi vom prezenta pe cei primii 10 înscriși, așa cum am promis. Și vom avea o sesiune extinsă de întrebări și răspunsuri, la care vă răspundem cu cea mai plăcere. Pentru că Vlad Cavalcanti de la Atlassian vă va vorbi în detaliu despre Atlassian și produsele companiei, eu am să vă vorbesc doar foarte scurt. A fost creată în anul 2002 în Australia. A lansat Jira în același an și Confluence în anul imediat următor. La 2 ani de la lansare avea deja 2000 de clienți. În 2009 a lansat licențele de 10 dolari, ale căror fonduri merg în totalitate la o organizație non-profit numită Room to Read, și care ajută copiii din multe țări să învețe să citească, să primească o educație adecvată. În iunie 2012 a lansat Atlassian Marketplace, platforma care promovează extensiile tuturor produselor Atlassian. În 2012 NASA a lansat vehiculul Martian Curiosity cu ajutorul produselor Atlassian. Iar anul trecut a ajuns să aibă 50.000 de clienți și de tot de atunci a fost listat la bursa din New York. Produsele Atlassian includ familii pentru urmărirea proceselor, pentru colaborarea echipelor, pentru versionarea distribuită a surselor, pentru calitatea codului. Început din 2008, Kepler este expert Atlassian și de atunci am început drumul împreună. Iar noi ne ocupăm de distribuirea, implementarea, extinderea și integrarea acestor produse. Astăzi o să vedem o mare parte din aceste produse de lucru din punct de vedere al echipelor de dezvoltare software și cum se integrează acestea pentru a obține un mediu cât mai unitar și mai eficient la scrierea specificațiilor, de la scrierea specificațiilor până la livrarea și apoi maintenanța produsului finit. Pe scurt despre Kepler Uninfo, a fost înființată în 1995 și firma s-a axat la acel moment pe servicii și dezvoltări de software pentru piața francofonă. Din 1997 a fost certificată ISO 9001. În 98 am trecut să vorbim și în limba engleză. Am tradus OS 2 în Windows și Computer Associates în Unix, Oracle și în C. Deci suntem poligloți. În 1999 am intrat și pe piața românească.
2004 a avut loc fuziunea Kepler cu Romanian Data Software, creându-se astfel firma Kepler Rominfo. Din 2007 am început să dezvoltăm produse proprii. Din 2008 am implementat Jira în intern și am devenit, după cum vă spuneam, experți Atlassian. În 2010 am atins 1000 de proiecte realizate și colegii mei au inventat limbajul de programare simplu, Issue Language, folosit în plugin-urile dezvoltate de noi pentru Jira. În 2014, NASA, care a trimis Atlassian pe Marte, a ales și plugin-ul nostru Blitz Action pentru Centrul de Științe Atmosferice. Și în 2015 am devenit furnizor Atlassian Verified. Aceasta e selecția unor din clienții noștri și distribuția serviciilor în întreaga lume. Majoritatea sau multe dintre ele au fost făcute remote, dar și multe călătorii peste hotare din partea colegilor. Revenind la specificul Atlassian, am format 3 echipe dedicate. O echipă de dezvoltare plugin-uri și de integrare, despre care am mai pomenit pe scurt. Echipa de implementare procese business și echipa de administrare, configurare și instalare. Fiecare echipă a dezvoltat competențe diferite, adecvate obiectivelor specifice din ciclul de viață a unei soluții. Despre plugin-uri, pe scurt, au fost dezvoltare ca urmare a feedback-ului specialiștilor în implementarea proceselor business, deci a echipei de implementare, plus și a clienților, pentru a oferi Jira o flexibilitate mărită și a permite integrarea cu alte sisteme. Colegii mei vor vorbi mai târziu pe la despre, nu să intru în detalii. De asemenea, avem o sută de plugin-uri gratuite, care conține unele dintre cele mai utilizate plugin-uri din piață. Vedeți omuleța acela care vrea să fie un vrăjitor, un miză, sau un plugin de-al nostru. Și este în top 10 free. Am reușit să extindem astfel integrabilitatea Jira, care în mod standard are funcții de integrabilitate cu lumea exterioră, prin servicii web proprii, servicii de e-mail și plugin-uri specifice, și cu baze de date externe, cu sisteme de transfer fișiere, am adăugat servicii web ce permite programarea exterioară a Jirei, prin servicii RESIL, accesul din și către sistemul de operare de pe server, și apelul la două aplicații web. Astfel am reușit să ne conectăm la aplicații business bancare, de asigurări, să trimitem SMS-uri, să accesăm baze de date și aplicații web specifice clienților noștri. Dacă serviciile de implementare sunt limitate la locurile în care putem ajunge fizic sau virtual, plugin-urile ne-au dus cu gândul toate porțile lumii. Vedeți o selecție a licențelor din lume. Aici avem cei mai sonori clienți în partea de plugin-uri. Cei mai sonori clienți. Revenim puțin la organizare. În timpul pauzelor, toți colegii mei aflați aici vă stau la dispoziție cu orice fel de întrebare. Îi recunoaște după legitimație, scrie în firma, veți fi direcționați la oamenii cei mai potriviți să vă răspundă la întrebările noastre. Ne cunoaștem toți unul cu ceilalți. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi și vă doresc o zi excelentă și informativă.